Hei, dragilor, așa se întâmplă și la voi când mergeți la piață? Eu zic să începem dieta, ce ziceți? Așa, înainte de Crăciun. Ia uitați-vă, dragilor. Ia uitați-vă aici, aici e plin de lămâie, în ladă. Ia uitați-vă aici. Așa e și la voi, dragilor. Așa, înainte de dietă, așa e și la voi. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă, dragilor, ia uitați-vă aici. Ce este pătrunjelul, să-l culo, să-l spăl. Ne uitați aici. Cât ce avem, ia uitați aici. Morcovi, răzălit. Așa se întâmplă, dragilor, și la voi. Aici lămâiele, bananele, roșiile, sherry, ardeiul gras. O să ne apucăm de treabă. Da, așa se întâmplă, dragilor. Doamne, ne ajută poftă bună. Hei, dragilor, bună, bună, vă salut! Aici am pus două cepete, ate felii. Aici am o bucată de inver, de... Cum se spune pe românește acum, că iar am... No, știți voi, inver, că nu știu cum se spun. O răzut totul din el. Ghimbir. Și o să-l toc aici, eu îl toc mărunt. Când se răcește apa, pun miere. Și se poate lua cu tusă. Puteți pune două lămâi, eu spun două lămâi. Curcuma și luăm în fiecare dimineață două lingurițe dimineața și două seara și tu să ne lasă și ne curăță plămânii. Așa că vă rog să încercați această rețetă. Doamne ajută! Ceau, ceau! Bună, dragilor! Îl lăsăm să fiarbă așa 5-10 minute încet. Îl strecurăm. Când se răcește bine, punem așa călduț un pic, mierea, îl păstrăm la frigider, două linguri dimineața, două linguri seara și ne curățăm plămânii, chiar și pentru fumători. Doamne ajută! Ceau, ceau! Hei, oameni frumoși, pregătim aici un lecio. Dacă tot avem atâtea legume, ne folosim de ele și o să facem un lecio. Ca la mama acasă. Doamne ajută! O să-l facem cu orez, probabil, sau nu știu. Deci o să vreți soțul. Dați-mi idei cum mâncați voi lecio. Pentru că este, Doamne, este bunătate. Toate cele legume coapte cu dovlecel, cu tot ce vine aici împreună, este o minunăție, dragii mei. O minunăție de lecio o să iasă. Aici am pus ceapă roșie, ceapă albă, am pus ardei roșu, vine ardei verde, vine roșii, vin dovlecei. Doamne, de ce nu avem în leciul ăsta? De toate, de toate. Puteți pune un cartof, dacă vreți să-l faceți de post, și cu o mână de orez. Doamne, ajută, numai bine. Iar cine nu, îl poate face cu carne, garnitură alături de carne prăjită. Doamne, ajută, sănătate! Că avem foarte mulți. Aici coacem niște ardei pentru că avem foarte mulți. Și o să-i pun așa cu usturoi și cu ulei la borcan și când am nevoie de ei, o să servim. Doamne ajută! Numai bine! Spuneți-mi voi ce faceți cu ardei. Eu nu fac pasta de ardei, că nu stă așa de bine la mine. Nu stă așa de bine pasta de ardei. Așa că îi coc în cuptor, îi curăț, îi pun la borcan cu ulei și cu usturoi, cu un pic de oțet, stau picobello. Iar ceilalți, aici fac la oală lecio și ar ce scot afară, aici o să fie, pun la borcan, gata, fie tot așa, ca o pastă de ardei, dar trebuie să fiarbă foarte mult, să scadă foarte, foarte bine uleiul. Se iasă uleiul deasupra, adică să scadă apa. Doamne ajută, numai bine! Numai pușcă ardei, dragilor, așa de fainis, numai pușcă, uitați câtă sămânță are unul, o să-mi adun sămânță. Sunt foarte mari ardei, foarte, foarte mari. Cum să vi-l țin ca să-l vedeți, foarte, foarte mari ardeiul, super, super fain, super fain. Pușca, așa de fainis. Doamne ajută! Se apropie de sfârșit tocana mea de legume. Arată extraordinar de bine. Miroase extraordinar de bine. Nu aveți imagine. Doamne, am pus toate legumele posibile și imposibile aici. Doamne, 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 doamne. Ei sunt... Doamne, cum miroase la mine. De post sau de dulce. Cum hotărât fiecare. Doamne ajută! Ciao, ciao! I-am copt. Așa foarte, foarte frumos. Urmează să-i curățăm, să-i punem la borcan cu ulei, usturoi și un pic de oțet. Doamne ajută! Copt ardei, așa arată. Am terminat ardei de copt, i-am curățat, am pus ulei, am pus oțet, am pus usturoi, sare și punem la cuptor, la frigider, mă scuzați, cum am la cuptor, îi punem la frigider și salata aceasta, salată, putem mânca liniștit când avem poftă, de câte ori avem poftă, o mâncăm, servim din ea, stă liniștită la rece, așa că Doamne ajută!